TV, iată principalele subiecte ale ediției. Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciobotărică, a primit sarcină de la Ministrul Energiei să reducă numărul de directori din cadrul companiei. Câte persoane vor pleca acasă și de când va fi pusă în aplicare noua organigramă, vă spun imediat. Hala de carne din piața centrală din Târgu Jiu a fost închisă de ANAF pe un afiș lipit pe ușa magazinului. Inspectorii antifraudă au transmis că hala a fost închisă pentru că nu emitea bonuri fiscale. Angajații însă au altă variantă. Amănunte în câteva momente. Antrenorul Pandurilor, Edi Iordănescu, a răspuns printr-o postare cu privire la plecarea sa de la Pandurii Târgu Jiu la Steaua. El a avut un răspuns scurt pentru întrebările care îi se pun tot mai des în ultima perioadă. Rămân la Pandurii, a scris Iordănescu. Mai multe la sport. Ministrul Energiei Victor Grigorescu a venit astăzi la Târgu Jiu să discute cu managerul GEO, Laurențiu Ciobotărică, și cu sindicatele. Grigorescu i-a cerut lui Ciobotărică să reducă numărul de directori din cadrul companiei. Ministrul a dat asigurări că producătorul de energie are viitor, vor mai fi realizate cariere în Gorj și are în plan în continuare realizarea unui mix energetic. Grigorescu nu a vrut însă să comenteze acțiunea procurorilor anticorupție care anchetează acum sindicaliștii care au avut afaceri cu această companie. Ministrul a fost astăzi evaziv în declarații. Deși complexul energetic a intrat astăzi în sistemul energetic național cu doar 800 de megawați, Grigorescu spune că producătorul de energie nu este discriminat. În realitate însă, compania este la mâna producătorilor de energie din surse regenerabile, pentru că astăzi a bătut vântul aproape toată ziua, iar acest lucru a atras și o producție mai mare a eolienelor. În altă ordine de idei, ministrul a dat asigurări astăzi că această companie nu va fi închisă. Mai mult, el i-a propus managerului Ciobotărică să modifice și organigrama. Noua organigramă va intra în vigoare de la începutul lunii iunie. Managerul CEO spune că aproximativ 100 de persoane din administrație își vor pierde locul de muncă. Un alt subiect abordat astăzi a fost ancheta pe care Direcția Națională Anticorupție o desfășoară în această perioadă. Este vorba despre un prejudiciu de 2 milioane de lei constatat de Corpul de Control între anii 2008-2012. Această gaură în bugetul companiei a fost produsă de firme ale sindicatelor. Deja sindicaliștii au început să facă drumuri la DNA, după unde au fost citați în prima fază în calitate de martori. Dacă moare mineritul, ne rămâne Brâncuș și județul Gorj nu are niciun fel de alternativă la minerit, iar disponibilizările care se anunță la complexul energetic Oltenia vor face să se îngroașe numărul de șomeri. Aceștia vor rămâne cel mai probabil până la pensie șomeri, pentru că nu ar avea unde să se angajeze. Grav este că Gorjul a rămas un județ monoindustrial. Nu au mai fost înființate alte fabrici unde să poată munci acești oameni. Deși managerul complexului energetic Oltenia a prezentat o situație financiară din care a reieșit un profit pe primele trei luni, planul de a face restructurării nu a fost lăsat deoparte. Directoratul nu renunță la cele 2000 de disponibilizări. Acești oameni însă nu știu să facă altceva. Au muncit în minerit zeci de ani și nici nu ar avea unde să se angajeze, pentru că în județul Gorj nu au mai fost create și alternative. Președintele Consiliului Județean s-a eschivat când a fost pus să explice de ce nu s-a făcut nimic. Și alternativa la minerit, am spus-o de fiecare dată, iar este cea legată de recuperarea banilor care s-au cheltuit în mod necorespunzător. De redarea terenurilor pe circuitul, pe rămase libere din circuitul industrial. Noi trebuie să vorbim de alternativă ce rămâne în spatele acestei activități. Și iată că și acolo lucrurile sunt legate strâns de o activitate organizată sub o entitate, închiderea minelor și așa mai departe. La insistențele presei, Călinuiu a dat turismul ca o alternativă. Putem vorbi de valorificarea potențialului turistic al nivelului județul Gorj comparativ cu mulți ani, nu prea mulți ani în urmă. Creșterea numărului de turism, veniturile, se văd de fapt lanțul de pensiuni de-a lungul pe traseul zonei submontane, se vede chiar Rânca, cu toate comentariile și binevenite, că mai e mult de făcut acolo, de asemenea că este pentru județul Gorj o aducător de venituri zona turistică. Minerii spun că dacă vor fi lăsați pe drumuri, nu vor mai avea unde să se angajeze. Niciunde. Deci e dureros să spune că nu se poate să angajeze niciunde.
Cei care vor pleca sunt persoane vârstnice, să vorbim adevărul. Deci nu îi va mai angaja nimeni. E problemă pentru tineret care au studii, au facultăți și nu găsesc un loc de muncă. Dar cei care o să iese la pensie sunt persoane vârstnice, n-au lucrat decât în minerit, practic nu știu să fac altceva decât minerit sau în zonele de energie de termo. Nu îi va angaja nimeni, deci va fi un dezastru social pentru familiile lor. Alții își îndeamnă copiii să învețe și să plece în străinătate. Încearcă să dărme totul, absolut totul, nu interesează nimica. Fie că ei își aduc aminte de zona Motru, efectiv numai când nu mai bate vântul, când nu mai plouă, nu contează că sunt minus 20 de grade sau plus 40. Tot timpul ne cer să funcționăm pe temperaturi extreme. De cât timp lucrați în această zonă? De 25 de ani. Iar acum e cam greu să plece în altă parte, fiindcă toți se întreabă ce vârstă ai. Și când aud că 40 și... că știți că sunteți prea în vârstă. Anul trecut, alte 2000 de persoane au fost disponibilizate, iar pentru această vară s-a anunțat un nou val de disponibilizări. În această perioadă încă se mai negociază privind criteriile de disponibilizare, precum și plățile compensatorii pentru viitorii șomeri. Liderii de sindicat au cerut să plece acasă salariații care mai au un an sau doi până la pensie. Acest criteriu urma să fie aplicat atât directorilor din companie, cât și sindicaliștilor. Hala de carne din piața centrală din Târgu Jiu a fost închisă de ANAF. Pe un afiș lipit pe ușa magazinului, inspectorii antifraudă au transmis că hala a fost închisă pentru că nu emitea bonuri fiscale. Angajații însă au altă variantă. Spun că patronul firmei ar fi luat aproape 3.000 de lei din casieria societății, iar în fața inspectorilor ANAF nu s-a putut justifica lipsa banilor. Oamenii sunt revoltați că au rămas fără un loc de muncă în apropierea sărbătorilor și spun că nu vor avea ce să pună pe masa de Paște. Părerile clienților sunt împărțite. Există o neregulă. Dacă există, înseamnă că e neregulă. Dacă n-a fost de acolo că a găsit neregulă, înseamnă că e neregulă. Dacă acum a venit la fost și găsit, normal. Nu? Înseamnă că există o neregulă. Și de carne? Cum? Paștele, de unde luați carne? Păi de aici, de unde? N-avem de unde luați carne? Cum doamne? Atâtea magazine în curs, ăsta mai găsim carne, plin de foame, dacă nu-i să de pe nu-i decât să văzui, băi, tocmai asta vorbim acum, am văzut și eu, am luat din altă parte, ce să facem? Nu știu, că n-am. Ce să facem? Căutăm alte magazine, mai găsim. Au închis-o. Păi e închis-o. Păi nu e normal, dar ce să... Dar au închis-o și gata, ce să facem? Nu, nu s-o deschidă. De Paște, de unde se las carne? Eu s-o cumpăr din altă parte. Alții au rămas surprinși când au găsit ușile magazinului închise. Ați venit să cumpărați, doamne? Da, am venit să cumpăr, dar din păcate... Și de Paște, de unde o să cumpărați? De unde o să fie deschis? Angajații halei de carne spun că s-a comis o nedreptate. Noi două lucrăm aici la hala de carne, iar hala a fost închisă pe nedrept. Adică nu mi se pare normal să se închidă pentru faptul că au lipsit într-adevăr 2700 din banii de... Banii au fost duși. De erau înregistrați pe casa de marcat, dar ei au fost înregistrați pe casă, sunt fiscalizați, așa că omul poate dovedi cu un ordin de plată că i-a depus la cec. Exact. A luat banii pentru că a avut un cec de achitat și ca să nu mai să nu se mai deplaseze acasă să-și ia bani de acasă, i-a luat din casierie. Și și-a depus, pentru că era o urgență, trebuia să facă plata neapărat. Deci nu erau bani în plus. Păi asta e un fals. Deci nu este adevărat. Da, dacă ar fi fost în plus, eram de acord. Dar dacă banii lipsesc, nu mi se pare. Pentru că, deci a putut dovedi. În hala de carne lucrau 40 de oameni care au rămas pentru o lună acasă. Sunt oameni care poate nu au ce mânca, poate că... Au poate familie, că poate că de sunt singuri și nu a fost corect. Și nici nu e adevărat ce scrie acolo, în primul rând. Banii care au lipsit au fost justificați. Hala de carne va fi închisă 30 de zile. Deși a ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean doar pentru o lună, Ciprian Florescu este acuzat de incompatibilitate. Asta pentru că el avea termen de 15 zile să renunțe la una dintre funcții, însă nu s-a întâmplat acest lucru. A ocupat simultan două funcții publice, lucru ce contravine legii. Adversarii politici se bucură deja și anunță că vor sesiza această incompatibilitate.
Blestemul incompatibilității bântuie PSD Gorj. După ce Ion Călinoiu a fost revocat pentru o lună din fruntea Consiliului Județean, vicele Ciprian Florescu a fost prins pe picior greșit. El a ocupat în același timp și funcția de președinte al Consiliului Județean și pe cea de vicepreședinte al instituției. Liberalii amenință că vor sesiza acest aspect. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este incompatibil și se pare că această poveste cu incompatibilitățile par să nu se mai termine la PSD, pentru că eu cred că nu știu să se comporte politic. Până în acest moment, la prefectură nu a ajuns nicio sesizare. Nu am primit nicio solicitare, dar voi analiza prevederile legale referitoare la statutul aleșilor locali și în funcție de speța în cauză, se va lua o decizie, nu știu să vă spun acum. Pe Ciprian Florescu l-ar consola și gândul că va rămâne consilier județean. Mă gândeam că dacă scot zilele nelucrătoare, poate reușesc să-mi dau demisia mâine. O să calculez. Da, nu știu, chiar nu pot să vă răspund la această chestiune. Cert este că voi rămâne, dacă nu cu funcția de vicepreședinte, cu cea de consilier județean. Pentru că eu am fost ales ca președinte dintre consilierii județeni pe noua... Ca vicepreședinte. Da. Deci ca președinte am fost ales dintre consilierii județeni. Nu putea fi ales altcineva președinte al Consiliului Județean decât unul din consilierii județeni în mandat. Vâlceanu nu înțelege de ce Florescu a ținut morții și să prindă și ultima lună din mandate. Nu văd de ce și care a fost disperarea de a păstra, de a-și păstra funcțiile pentru încă o lună din mandat, pentru că din acest mandat mai e doar o lună. Da, mă rog, asta e problema dânșilor și vor trebui să-și o rezolve dânșii. Ciprian Florescu a ocupat interimară funcția de președinte al Consiliului Județean după revocarea lui Ion Călinoiu. Magistrații Tribunalului Gorj au dat o sentință care l-a readus pe acesta din urmă pe fotoliul de președinte, iar Florescu s-a întors pe postul de vicepreședinte. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu sunt verificate de DNA. Corpul de control al Ministerului Transporturilor spune că proiectul nu se va încadra în valoarea din contract și în plus va fi o depășire a termenului. Mai mult, există și riscul să se piardă banii europeni pentru că lucrările s-au desfășurat în pas de melc. DNA verifică mai multe contracte ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România. Printre acestea este și cel atribuit pentru construcția drumului de centură din Târgu Jiu. Neregulile au fost descoperite de Corpul de Control al Ministerului Transportului încă de anul trecut, iar acum dosarul a ajuns pe masa procurorilor. Șeful Secției Naționale de Drumuri Târgu Jiu, Ion Tudor, spune că nu știe nimic despre aceste cercetări. Nu știu, contractele nu sunt la noi. Contractele sunt la companie, nu... Sigur... Organele stabilitate își fac de obicei datoria. Nu știu nimic, noi suntem pe drum. Lucrările la centură au fost blocate o bună bucată de vreme din cauza birocrației. Autoritățile statului și-au dat cu stângul în dreptul. Oficiul de cadastru a respins mai multe proiecte ale constructorului, iar lipsa acestui aviz a ținut lucrările în loc. Aceste întârzieri ar putea duce la pierderea banilor alocați pentru centură. Fără să se găsească un motiv, respinge 10 lucrări. Respinge 10 lucrări și când este chemat mai la prefect și întreba de ce, domnule, motivează-mi, de ce le-ai respins? A fost o greșeală. Păi e vorba de o investiție, de bani de fonduri europene. Ăștia, constructorul stă în anumite zone, nu poate să lucreze pentru că noi ne-am izbit. Acum, sigur, avem și noi păcatele noastre. Avem și noi, oamenii noștri care, cu frâna de mână trasă, acționează. Viitoarea centură ocolitoare a municipiului costă 35 de milioane de euro. Proiectul presupune realizarea unei variante de ocolire atât prin estul orașului, care va asigura legăturile între Filiaș, Râmnicu-Vâlcea și Petroșani și are o lungime de 14,9 km, cât și prin vestul acestuia, care asigură legăturile între Filiaș, Drobeta-Turnul Severin și Băile Herculane și are o lungime de 5 km. Piața prefecturii din Târgu Jiu a fost luată astăzi cu asalt de protestatari. Aproximativ 150 de angajați din sănătate și din sistemul de asistență socială au protestat împotriva guvernului. Mitingul a fost organizat de Federația Sanitas. Oamenii sunt nemulțumiți de salariile din sistem.
Sute de angajați din sănătate și din sistemul social au pichetat instituția prefectului. Oamenii au întocmit și o listă cu revendicări. Printre solicitările acestora se numără eliminarea discriminărilor salariale, deblocarea posturilor de specialitate, dar și majorarea salarială cu 25% în acest an. Pentru reglementarea salariilor, așa cum s-a spus, guvernul actual încearcă să ne ducă, în timp la ce a fost în 2009, pe timpul guvernului Boc. Protestăm pentru creșterea salariilor, pentru darea banilor mai mult la buget, din BIC la mediul sanitar, pentru că merităm acest lucru, nu pentru noi, cât banii vor merge pentru aparatură, pentru diverse lucruri care... Sindicaliștii au discutat și cu prefectul despre problemele care îi apasă. Am fost la domnul prefect. Am lăsat o adresă cu revendicările noastre, am purtat câteva discuții pe baza revendicărilor și pe baza listei de revendicări și am primit de la dumnealui promisiunea că pe canalele dumnealui, ale prefecturii, direct către Guvernul României, va înștiința Guvernul cu ce dorim noi să facem. Sper să se întâmple așa și... Pentru că până la urmă și prefectul Gorjului, Gorjea nu e venit de la Bruxelles, slavă Domnului, împreună să putem să rezolvăm problema sistemului sanitar gorjean și, sigur, la nivel național, sistemul sanitar din România. Prefectul i-a asigurat pe protestatari că va transmite la guvern lista cu solicitările lor. În primul rând, voi transmite o listă a solicitărilor pe care mi-au înaintat-o dumnealor, Guvernului României, pentru că cele mai multe revendicări din listă sunt de competența legislativului. Vorba de salarii, vorba de finanțare. Deci primul pas, asta va fi, voi transmite lista către Guvernul României, chiar astăzi. După pichetarea instituției prefectului, o delegație din Gorj va participa la pichetarea ministerelor, acțiuni care vor avea loc în perioada 9-13 mai. O femeie din Hurezani este căutată de poliție după ce a dispărut în urmă cu 2 ani. Abia acum însă rudele au anunțat autoritățile să o caute. Ultima dată când a fost văzută era în preajma unui concubin, despre care rudele femeii susțin că era extrem de violent. După ce au căutat-o câteva luni, polițiștii au dat o urmărire națională. Antonica Hurezeanu a dispărut de aproape 2 ani. Pe ea când ați văzut-o ultima dată? Are acum la pași 2 ani. Sâmbăta Paștilor, acum 2 săptămâni. A plecat, nu v-a mai spus nimic. A plecat. De atunci, parcă a fost înghițită de pământ. Nimeni nu știe ce i s-a întâmplat. Nu știm nimica. De când ați mai văzut-o? Cred că sunt 4 sau 5 ani. Nu știu. N-a mai dat niciun semn de viață. Nimic. Bine cu copiii, cu rudele. Dar n-avea treabă cu copiii. Să n-am văzut de vreo 4 ani. De când s-a murit bărbatul, ea s-a recăsătorit cu un nume din totea, un nebun. De acolo nu mai știu nimeni. Am auzit că a dispărut și de acolo copiii, prin vorbele copiilor, că nu mai e nici la ăla, la fostul tata lui, așa, și nu se mai știe nimeni de ea. Rudele au avut nevoie de acum să semneze un document pentru că voiau să facă succesiunea. Mama ei oare să fie deschis succesiunea? Păi e mor bărbatul și automat sunt 2 surori și trebuie să facă taxa, să vrea să-i facă act. Pe ea o dată și pe afară. Nu și aveau nevoie de ea. Păi poate asta, nu știu, motivul nu știu care, doar ei pot să vă spun. La primărie, femeia mai trecea pentru a-și lua ajutorul social. Da, o mai vedeam în localitate, dar ceva vreme... 2013-2014, n-am mai văzut-o, nu mai știu nimic de ea. Nu beneficiază de o avere care să spunem că ar fi un presupus mobil al dispariției, nu este o familie obișnuită, o familie beneficiară de ajutor social, deci nu e exclus acest... Poate să fie undeva la muncă. De fapt, asta este și teama rudelor, că iubitele ei i-ar fi făcut ceva. Era handicapat, așa spunea, că mă duc și... Bat pe frate meu că îl tai, că îl facă, așa să faci mă că te duci tu în pușcărie. Și poliția încearcă să dea de urma femeii care acum are 56 de ani. Persoanele care pot da relații cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.
Cazul este extrem de ciudat în opinia anchetatorilor, având în vedere că dispariția femeii a fost făcută abia când rudele au deschis succesiunea pentru a împărți averea. Veste proastă pentru cei care tranzitează defileul Jiului după sărbătorile pascale, traseul va fi închis circulației. Iar cei care trebuie să ajungă în județul Hunedoara vor trebui să ocolească cel puțin 200 de kilometri. Amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. Veste proastă pentru cei care tranzitează defileul Jiului după sărbătorile pascale, traseul va fi închis circulației. Iar cei care trebuie să ajungă în județul Hunedoara vor trebui să ocolească cel puțin 200 de kilometri. Decizia va fi luată după ce vor trece sărbătorile de Paște la solicitarea constructorului care va începe lucrările de modernizare pe defileu. Circulația pe defileul Jiului va fi închisă după sărbătorile pascale și asta pentru că firma care se ocupă de modernizarea traseului va începe lucrările care vor necesita ca circulația să fie închisă. Șoferii vor putea traversa totuși defileul după un program stabilit ulterior și în aceste zile se circulă cu anumite restricții pe defileu. Asta pentru că se lucrează, însă în afara carosabilului și nu se impune oprirea circulației. În momentul în care condițiile meteo vor permite și constructorul este pregătit să înceapă lucrările de asfaltare, constructorul a informat compania că va solicita instituțiilor restricții de închidere a drumului pe anumite perioade. Sigur că tot în perioada următoare urmează să monteze și să treacă la montarea plaselor pe versanți acolo unde încă nu s-a finalizat lucrarea, mai sunt câteva zone și atunci în zona pasul vulcanului, acolo unde versanții sunt foarte înalți și drumul este mai îngust, zona de fireul este mai îngustă, se va solicita în momentul, în perioada în care se montează plasele să se închidă circulația. Deocamdată se circulă cu restricții, iar locurile în care se impune ca șoferii să tranziteze cu prudență sunt semnalizate corespunzător. Polițiștii locali din Târgu Jiu vor fi la datorie de Paște. Aceștia vor fi prezenți în toate zonele de interes public din municipiu pentru a asigura ordinea și siguranța publică. De asemenea, polițiștii vor avea în vedere și fluidizarea traficului în apropierea bisericilor în noaptea de înviere. Polițiștii locali vor acționa în perioada sărbătorilor pascale pe străzile municipiului Târgu Jiu pentru a evita aglomerația în trafic, dar și pentru păstrarea ordinii și liniștii publice. Aceștia vor acționa după un plan de siguranță și ordine publică, atenția lor fiind îndreptată spre zonele de interes public din municipiu. Măsurile sunt luate pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, menținerii unui climat de conviețuire civilizată, fluidizării circulației în zonele foarte aglomerate, pentru că, așa cum știți, în această perioadă foarte multă lume vine la cumpărături și trebuie să ne aflăm în cele mai importante zone din oraș, prevenirii și combaterii cerșetoriei, interzicerea comercializării diferitelor produse, iată, în locuri neautorizate și cu încălcări prevederilor legale, așa cum spuneam, prevenirii blocării traficului rutier. În atenția noastră sunt zonele de interes public. Aici aș putea să enumăr câteva dintre aceste zone. Vorbim despre piețe, despre cimitirul municipal, gara din Târgu Jiu, platoul unde se comercializează miei, pentru că mai devreme domnul Alexandru Zaharia a vorbit despre acest subiect, târgurile de animale, de păsări, de legume. Cei care vor deranja ordinea și liniștea publică sau vor săvârși infracțiuni vor fi sancționați conform legilor în vigoare. Se apropie sărbătorile pascale și pentru asta ciobanii trebuie să știe unde își vor putea sacrifica miei. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare Gorj au autorizat 4 astfel de centre unde vor avea loc sacrificări. Ciobanii care vor tăia miei în altă parte decât în zonele autorizate riscă sancțiuni usturătoare. Cele 4 centre autorizate pentru sacrificarea miilor în preajma sărbătorilor pascale sunt situate în municipiul Târgu Jiu, Novaci, Motru și orașul Rovinari. Ciobanii vor fi supravegheați de medici veterinari care vor verifica starea de sănătate a miilor scoși pentru a fi tăiați. Startul la sacrificări va fi dat începând de luni. Am autorizat 4 centre de sacrificare a miilor temporar, respectiv în Târgu Jiu, în centrul Litovoi, piața din Novaci, Motru și Rovinari. Ciobanii care vor sacrifica miei pe marginea drumului sau în alte zone decât cele autorizate riscă sancțiunii prevăzute de lege. Atenționăm cumpărătorii să nu cumpere miei
decât de la, din centrele de târg, unde miei sunt verificați din punct de vedere sanitar-veterinar, sunt însoțiți de documente de la medicul concesionar, de să știe starea lui de sănătate la îmbarcarea în mașină, iar în cele patru centre vor fi verificate de colegii care sunt în cele patru centre. Ce risc? Adică există riscul de îmbolnăvire? Categoric. Un miel neverificat și dacă nu se știe starea lui de sănătate, vor risca să se îmbolnăvească. Anul acesta se preconizează că vor fi sacrificate cel puțin 4.000 de exemplare. Mijloacele de transport în comun vor circula după un program special în perioada sărbătorilor de Paște. Astfel, cursele vor fi suplimentate în perioada premergătoare sărbătorilor pentru a veni în sprijinul târgucienilor care vor intra în febra cumpărăturilor, iar în zile de Paște programul va fi redus. Au mai rămas doar câteva zile până la sărbătorile pascale, iar gorjenii vor intra în febra cumpărăturilor. Rețeaua de transport în comun din Târgu Jiu va suplimenta troleele pe ruta principală a municipiului pentru a veni în sprijinul acestora. Joi și vineri noi funcționăm pe un program normal, pe frecvențele care le avem, cu posibilitatea de a suplimenta mijloacele de transport în cazul în care există un flux mai mare de călători. Astfel avem două mijloace de transport în comun care stau la cap de linie 9 mai, două în zona societății și în cazul în care există flux mare de călători, le putem scoate în traseu, în așa fel încât timpii de așteptare și de urcare în mijloacele de transport să fie cât mai mici. În prima și a doua zi de Paște, troleibuzele vor circula după un program redus. Astfel, în prima zi de Paște vor circula numai pe ruta principală 9 mai Artego, la un interval de 24 de minute, pe celelalte rute cursele fiind suspendate. Sâmbătă, de asemenea, este un program deosebit față de ziua de sâmbătă normală. Am suplimentat și frecvența este mai mare, mai mică, pe traseul principal 9 mai Artego, pentru că din experiența pe care noi o avem s-a dovedit că sâmbătă se fac foarte multe către cetățenii din municipiu și astfel pe traseul principal 9 mai Artego frecvența de circulație este la 14 minute față de 17 minute. În ziua de Paști și a doua zi de Paști, programul este special redus, circulăm doar pe traseul principal 9 mai Artego, pe o frecvență de 24 de minute. Pe celelalte trasee nu circulăm. Programul Transloc de sărbătorii se va încheia marți 3 mai, circulația troleibuzelor fiind reluată pe toate traseele după programul normal. Sfârșit de săptămână plin de adrenalină în localitatea Runcu. Aici se va desfășura cea de-a doua etapă de off-road. Invitații sunt iubitorii sportului care adoră să parcurgă 10 de kilometri pe un traseu accidentat. Mașinile participante la competiție costă până la 70.000 de euro. Și anul acesta, Comuna Runcu va fi gazda celei de-a doua etape de off-road. Anul acesta, competiția se va chema 100 Tracks Run, iar vineri se va da startul competiției. Anul acesta Runcu desfășoară a doua etapă de off-road. Anul acesta se va chema 100 Track Run. Se va desfășura în perioada 21-23 aprilie, respectiv joi, vineri și sâmbătă weekendul acesta. Prima zi, respectiv joi, va începe cu verificările tehnice, cu înscrierea competitorilor. Vineri este prima zi de start, sâmbătă este a doua zi de start. Ne bucurăm de un număr mare de competitori, cum a fost și anul trecut. Anul acesta, în concurs, vor intra trei clase. Traseul stabilit va fi parcurs de cele trei clase care vor intra în concurs. Din zonă ne permite să facem o competiție foarte dură, ceea ce unei categorii din cadrul concursului, și anume categoria hard, este încântată, drept pentru care practic, lungimea traseului de la hard este undeva la 30 de kilometri. Este o lungime mică în comparație cu alte zone. Area de desfășurare acestui track pe care vom merge băieții este undeva între pe o lungime de 10 kilometri, lățime de 5 kilometri și în cadrul acestei arii avem 30 de kilometri de trasee. Ca nivel de competiție și ca nivel de navigație și ca principiu în sine.
Hanul Trax vine cam după vreo 15 ani de off-road, făcut în pădure după sistemul clasic de a merge prin pădure cu roadbook. A venit cu un sistem electronic, astfel încât toți concurenții participă la cursă și navighează la cursă cu ajutorul unui telefon mobil. Prin simplu fapt că primește un mail, un track pe mail făcut de noi ca organizator, el poate naviga în pădure în siguranță și știe exact pe unde are de mers. Asta e principiul de bază de navigație la Hanul Trax, fie că e vorba de clasa hard sau soft sau trip. Competiția va lua sfârșit sâmbătă, când va avea loc și festivitatea de premiere. Sediul Jandarmeriei Gouj a fost astăzi luat cu asalt. Peste 500 de elevi de la diferite școli din județ au venit în vizită la jandarmi, care i-au întâmpinat cu diferite ateliere pregătite pentru a le pune la dispoziție informații utile. Elevii au ținut în mână arme, s-au fotografiat alături de câini din dotarea jandarmeriei și au urcat în dubele care transportă echipele aflate în misiune. Curtea jandarmeriei a devenit astăzi neîncăpătoare pentru sutele de elevi veniți să viziteze instituția menită să apere ordinea și liniștea publică. Elevii de la diferite școli din municipiul Târgu Jiu, dar și din întreg județul, au pășit în curtea unității, unde au putut afla informații utile pentru viitor. Cei doi căței sunt în dotarea IJJ Gorj, amândoi sunt de categoria 4 la intervenție, au 4 ani de zile vârstă, ea este Paca, un Rottweiler. Ea este Ava, un ciobănăș german pe linie de lucru și sunt folosiți în toate misiunile specifice ale jandarmeriei Gorj. Punctul forte l-au constituit cei doi câini care fac echipă bună cu jandarmii, pregătiți să intervină în orice situație. Ciobănășul german o să lasă întotdeauna păr, indiferent ce ei face. Rottweilerul, fiind un păr mai scurt, e mai ușor de întreținut și nu lasă atât de mult păr. Nu, avem mult mai mulți, dar ei sunt cei mai cuminți și care nu sunt agresivi. Elevii s-au arătat atrași de prezența câinilor, dar și de mânuirea unei arme. Câinii. Sunt foarte frumoși și, nu știu, îmi plac. Plac foarte mult câinii. Ce informații ai primit astăzi? Păi de-abia am ajuns, nu am apucat încă să discutăm cu ei, să vorbim, să ne spună, să ne informeze. Te-ai interesat pentru carieră de viitor? Nu, nu, nu mă văd așa. Ai mai pus mâna vreodată pe armă? Da, da. Da, am mai venit odată la jandarmerie. Și ce informație ai primit? De la În special armele. Armele, trofeele și altele. În cadrul programului Școala Altfel, Jandarmeria Gorj ne-am adus și noi contribuția la acest program prin organizarea unor ateliere de prezentare pentru copii. Se vizitează și anumite spații din unitate, respectiv Muzeul Unității, Sala de Tradiții, Sala de Festivități și de Pregătire, și sunt expuse diferite exerciții de dresaj cu câinii de serviciu, tehnica auto și tehnică militară și materiale de intervenție. Nu este primul an când organizăm o astfel de activitate, copiii sunt receptivi, instituții școlare sunt și din municipiul Târgu Jiu, dar și din zonele adiacente localității, și întâmpină ca de fiecare an cu bucurie prezența în cadrul unității și interacțiunea cu jandarmii și cu câinii de serviciu din dotare. Tot astăzi, elevii au vizitat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, dar și garnizoana. Îi ascultă DNA-ul, un jucător de la Pandurii și unul de la ASEA sunt ascultați. Gigi Pecali anunță că DNA-ul a intrat pe fir și poate influența lupta pentru titlu în ultimele 3 etape. Pecali spune că mai crede încă în ideea unui campionat câștigat de Steaua și îi avertizează pe rivali. DNA-ul se poate implica în lupta pentru titlu. Patronul Stelei avertizează pe jucătorii de la Târgu Mureș și de la Pandurii. Marius Constantin și Cristi Săpunaru sunt în atenția procurorilor, a lăsat de înțeles Gigi Pecali. Citez, le transmit ca să înțeleagă ei și toată lumea că DNA-ul e cu ochii pe meciurile care mai sunt. DNA-ul stă cu lupa și înregistrează totul. Nu acuz că nu vreau ceartă sau dușmănie. Eu vreau pace și le atrag atenția să fie liniștiți. Eu am trecut prin ce am trecut și le transmit să nu facă ce nu trebuie. Mai e un jucător de la Pandurii care este ascultat cu toate mijloacele tehnice. Știu niște lucruri și le știu sigur pentru că mi
mi le-au spus unii oameni. N-am vrut să fac public totul, dar acum vă spun să înțeleagă unul de la ASEA și unul de la Pandurii că sunt vizați și ascultați cu toate mijloacele tehnice, a spus astăzi Becali la sport.ro. Antrenorul Pandurilor, Edi Iordănescu, a răspuns astăzi printr-o postare pe Facebook cu privire la plecarea sa de la Pandurii la Steaua. El a răspuns scurt pentru întrebările pe care îi se pun tot mai des în ultima perioadă. Suntem Panduri. În vară, la finalul contractului, prima discuție va fi cu Pandurii, cu oamenii care au crezut în mine, în ciuda vârstei de 36 de ani, a scris Iordănescu. Există și perspective extrem de interesante din străinătate, însă acestora le voi acorda atenție doar în momentul în care stabilitatea financiară nu va mai oferi perspective la Târgu Jiu. Hai Pandurii, a completat Iordănescu astăzi pe pagina sa de Facebook. Mai sunt 10 jucători de la Pandurii care se află la final de contract cu gruparea gorjeană. O parte dintre aceștia urmând a primi oferte de prelungire a înțelegerilor din partea clubului, în vreme ce alții vor pleca de la Pandurii urmând să se transfere la alte echipe. Antrenorul Edi Iordănescu a precizat că în cazul în care echipa gorjeană își va rezolva problemele financiare, există posibilitatea ca un grup masiv din cei care joacă astăzi la Târgu Jiu să se regăsească în formula cu care acesta va porni la drum și în viitorul sezon. Iordănescu mai are contract cu gruparea gorjeană până în vară, însă el a fost remarcat ca antrenor la Steaua încă din 2010, când Becali l-a numit interimar după plecarea lui Ilie Dumitrescu. Acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Gorj TV de la ora 21. Puteți urmări emisiunea direct la subiect. Invitatul lui Cristi Milea este președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe. Noi ne revedem mâine de la ora 18. O seară liniștită vă doresc!